Cea de-a 14-a ediție a Salonului de Iarnă, organizat anual de Centrul Cultural Județean, și-a deschis porțile. În cadrul expoziției, slătinenii pot admira, dar și achiziționa lucrările a 16 artiști din mai multe județe. Toate lucrările sunt rezultatul taberei de creație din august, ce a avut ca locație podul Dâmbovicioarei. Astăzi vor expune 16 artiști plastici, olteni și mai puțin olteni, adică și din București. Avem ca și un artist plastic care expune de mare valoare, care expune pentru prima dată pe simezele de la Slatina, Ștefan Pelmuș, un pictor de mare valoare, dar și ceilalți pictori care expun sunt pictori cu renume, marea majoritate sunt membri al Uniunii Artistilor Plastici și cu această ocazie invit publicul iubitor de frumos să treacă pe la Galeria Artis să vadă niște lucrări foarte frumoase. Anual, tabăra de creație este un mediu în care fiecare artist devine ucenic pentru un alt artist. Tabăra este un mediu în care tehnica și culoarea unește pictori care provin din zone atât geografice cât și artistice total diferite. Rezultatul acestei tabere se vede acum pe ziduri, pe simeza acestei expoziții, lucrări care cuprind peisaje, o diversitate de fapt de lucrări, pentru că fiecare lucrare în parte reprezintă stilul și personalitatea fiecărui participant al taberei. Taberele acestea, ca și în copilărie, ne împărtășim lucruri, ne împrumutăm lucruri. Dumneavoastră ați găsit ceva anume de împrumutat de la colegii dumneavoastră? Da, cum să nu? Adică noi suntem acolo, când ne simțim ca într-o familie. Știți că era școala de la Baia Mare, uite, o să-i zicem școala de la Slatina. Și lucrăm detașați, fără probleme, fără griji, în afară de grijile artistice care sunt inerente. Și lucruri interesante, altă atmosferă, altă lume, se poate spune că și o altă lume acolo. La Dâmbovicioara, de pildă, mi-au năpădit niște amintiri de acum, cred că vreo 30 de ani, când am fost eu prima dată. Pentru a duce mai departe tradiția taberelor, slătinenii pot cumpăra creațiile expuse. Expoziția este cu vânzare. Din banii obținuți vom finanța următoarea tabără pe care o vom ține în 1 august anului 2018. Expoziția poate fi admirată la Galeria Artis, unde încă de la intrare este o infuzie de culoare. Iubitorii de artă pot admira peisaje ce se deosebesc prin tehnică și culoare.